Iată că la Muzeul Civilizației Bumelnița ne-am adunat astăzi pentru a participa la un eveniment editorial destul de interesant. Este vorba de lansarea monografiei domnului Paul Amu, monografie a orașului Oltenița și a orașului românesc Turtucaia, după cum o intitulează domnia sa. După o muncă de circa 18 ani, a început să se documenteze la vârsta de 65 de ani și iată, acum la 83, a reușit să finalizeze această monografie. Iată o trudă de 18 ani care au fost rodnici, s-a documentat, a studiat foarte multe documente de arhivă, a fost și la Arhivele Statului pentru județul Ilfov și la Arhivele Naționale, a fost și la Arhivele Județene, s-a documentat și de la cetățenii acestei localități și până la urmă această lucrare monumentală, în 7 volume, câte 500 de pagini, a apărut. Deocamdată numai un singur exemplar de semnal, dar vor mai fi tipărite încă 30 de exemplare cu ajutorul tipografiei de la noi a editorii Tridon, de Edil Montel. Pe urmă, i-am înapoiat după această citire de aproape 2 luni de zile. Monografia, o să vedeți dumneavoastră, are înserate o serie de documente legate de oraș, de întemeierea orașului, care au fost patriarhii acestei localități, începând cu acel tache magistratul, sau cum este numit Matache Ioan, primul primar al Oltenița, în 1853, Botez, titlul de proprietate, despre teatrul popular pe care doctorul Reculescu, când era prefect de Ilfov, l-a ridicat, o sârbie, scrie pe vreo 90 de pagini. Pensionar, dumneavoastră, o să stăm jos. Ce vreau să vă spun? Fără veleități de scriitor, de poet, un om obișnuit, în sfârșit, mânat de dragostea sa patriotică, în niște împrejurări pe care foarte subțint am să le răspund, m-am apucat de lucrarea asta. La 5 iulie, în 1997, la Oltenița, aici am aniversat 50 de ani de la absolvirea liceului, a promoției anului 1947. Anul 1947 a fost ultimul an în care diplomele de bacalaureat se mai elibera numele regelui Mihail. După anul 1948 a urmat bulversarea, ministrul învățământului l-a pus pe Gheorghe Vasilichi, de profesie Tinichigiu, Tinichigiu era și Tinichea a fost, așa, și s-a terminat cu cultura și cu învățământul. La vremea respectivă s-a învățat în clasa întâia franceză, a doua latină, a treia germană, a patra italiană și așa mai departe. Să învăța și în mod concret, adică profesorul venea în clasă și spunea franceză, bonjour les enfants, bună ziua copiii mei, bonjour madame, sta jos, deschide geamul, închide butare, în limba franceză și după aia spuneam chiar dacă era treia, patra oră, tatăl nostru. A venit anul 48, s-a tras cu buretele și s-a învățat de la clasa 1-a până între a 8-a, intensiv, limba rusă. Oamenii de valoare, profesioniștii, au fost dați afară și au rămas cei cu origine socială sănătoasă, chiar dacă erau niște amatori sau niște improvizații și așa mai departe. Nu spun nicio știință, dar un cadru didactic, până se la pensie 30 de ani și dacă e slab, înseamnă că nu pregătește 30 de generații. Vă spunea colegul meu, nu cum a vorbit, de 18 ani. E mult, e puțin, depinde. Te plictisești și la nuntă, că stai o noapte, mănânci și bei și stai pe scaun, ca să-ți bați capul atâta timp, e o chestiune. Ce înseamnă 18 ani? 18 ani înseamnă de când se naște un copil până ajunge la majorat. 18 ani înseamnă perioada în care poți face 3 facultăți la medicină, pentru că medicina îți face 6 ani. Și apropo de medicină și farmacie,
sunt singure facultăți la care n-ați ținut fără frecvență. La 5 iulie, cum vă spuneam, 1997, ne-am întâlnit aici și mai tineri și mai mari, însă toți bătrâni. Ne cunoșteam între noi, nu numai între noi, dar ne cunoșteam și între noi familiile din care provenim. Printre aceștia a fost un fel de plus variantă, un fel de erou legendar al nostru, care s-a numit Aurelian Bunar. A învățat a fost profesoara noastră. Aici e un coleg al meu, Dan Corneliu, cel cu mașa verde. E și Pia Ionescu, Darbas, acum, fata cu pălărie, așa. Această femeie, profesoara sa noastră, și pe timpul rușilor, a făcut naveta la mecanicul de locomotive. Și n-a lipsit de-o. Atunci Aurel Buran a spus, băi, Paulus, cunosc pe tine, cunosc frate mijlociu cel mai mare. Apucă-te și scrie monografia Ordenicii de adevărat. Și așa am făcut. M-am întins. Pentru că eu trebuie să fiu conștient. Lasă-mă de stea la o parte. Vă imaginați dumneavoastră că cineva muncește 18 ani degeaba? Muncește 18 ani cu pasiune? Acela am fost eu. Fără să-mi arog nu știu ce drepturi. Vă mai spun foarte pe scurt că în perioada asta am dat peste 200 de milioane. N-are nimeni cum să-ți recompenseze și să-ți răsplătească 18 ani în viață. Ani nu se întorc înapoi niciodată. Timpul și are regulile lui. Iar separat de asta, fiind și eu de formație om de cifre, puteam și eu să țin evidență contabilă la niște societăți de astea. Și în mod concret, eu mi-am prejudiciat propria situație în defavoarea mea, dar în favoarea mea în sensul că să scriu această lucrare ca să rămână cineva posterități. În timpul ăsta, foarte mulți au devenit miliardari. Prin băr, cu nevasta, cu amanta, ca așa e în viață, mai bună e găina de furat, așa, în locuri pe care unii nu știu nici să le arate pe hartă. Eu mi-am văzut de treaba mea și, într-un fel, mi-am văzut de împlinit un vis. Nu contrazic pe prietenul meu, cum a plătit, dar cartea e formată din peste 1000 de titluri și capitole, este formată din 10 de poeme, de poezii, de cum vreți să-mi mai ziceți, și din peste 1000 de strofe. Nu cer, cum să vă zic, nu cer de la nimeni nimic decât dacă vrea Dumnezeu și suntem sănătoși, în luna, la sfârșitul octombrie, eu voi fi mulțumit dacă voi fi criticat, fiindcă atunci mi-aș da seama că aș fi picat. Am scris și eu ce m-a tăiat cap. Așa. Dorința a fost să scriu cât mai multe. Altfel, sunt lucruri care, cu care mergem în pământ. Dumneavoastră veți afla pe strada mare, care e fostul lipscane al Olteniții, veți vedea că vă arăt aici casă cu casă și negustor cu negustor. Veți vedea dumneavoastră că în Oltenița am avut 54 de hârciuri, la fiecare răspândire de scadă câte 3-4, de la gară până la dip, veți vedea ce specific au avut fiecare, cam ce meniu era, cam ce lăutar cânta. Asta e valabil pentru Cârciun, pentru Bodești, pentru Gătin de Vară, pentru și așa mai departe. Veți vedea dumneavoastră că în decursul a peste 100 de ani, în Oltenița, am avut un noian de bănci. Veți vedea că la capitolul bănci
veți vedea balanță de verificare. În locul în care stăm aici, a avut cea mai completă bancă recunoscută vreodată, Banca Dura Argeșului. A fost în Consiliul de Administrație, au avut mai somități. Deri Oanițescu, de exemplu, era un jurist de renume al timpului. Clădirea asta, făcută în 1926, și aveam în mijlocul nostru pe domnul Done Șerbănescu, care și-a bătut capul și a stabilit o seamă întreagă de clădiri care sunt declarate muzee. Clădirea asta a fost construită în 1926 de un renumit arhitect, Ion Cernescu, sta pe strada Vlad Țepeș, numărul 40 în București, un om de probitate excepțională. Acest arhitect, Ion Cernescu, a făcut și statuia, cum îi zicem noi, la monumentul din grădina publică, bătimului Ionel Deculescu, când prefect de info era doctorul Constantin Deculescu. Citind dumneavoastră, o să vedeți că și cu ajutorul lui domnul Done Șerbănescu, o să vedeți comisia care a condus și a ajuns la realizarea monumentului, oamenii care au compus consiliul respectiv, băgat într-un tub și băgat acolo. Peste ani ne-am scris aici. Peste ani, pentru că nimic nu-i veșnic, tot în perioada regimului comunist, ne-a rămas o amintire neplăcută, în sensul că grădina publică a fost mutilată. Ea era un pătrat perfect. Și sunt și niște lucruri amuzante. De exemplu, noi am avut aici întreprinderea de industrie locală, a fost o întreprindere socialistă înființată din naționalizări. A luat Mori, a luat fabrică de sifoane, a luat secția frângherie cu tare și cum a pus schemă directorul. Directorul era niște manechini. Unul din ei, poate mai știți, s-a chemat Comandant. Când s-au dus ei la, se ducea la Moderna cu toți în grup, unul bătaie de joc, Comandant a avut acolo unde casa lui Aristide Penu, prima clădire după notariat. Ei bășcălind zice, uite bă, statuia arată spre Tutucaie, evenimentele, dar au fost acolo, în sfârșit. Și unul zice, bă, uite, statuia arată spre voi că sunteți hoți. I-a intrat în cap și a vrut să dărâmă statuia. Datorăm lui Done Șerbănescu și lui Aliman, fostul secretar, faptul că asta nu s-a dărâmat. Cum dărâmați, domnule, ăsta e un monument istoric. Păi să faci statuia numai ca să o desemnezi ție, doctora. Numai dacă să o faci. Aia e un monument, e ceva rar. Ei, în sfârșit a scăpat. Dar totuși, acum merge pe lângă ea, să nu vă gândiți că roxele alea și trepidațiile și nu știu ce, nu o să-ți puteze zilele la statui. Și că vorbim ca să vedeți cum sunt lucrurile în lucrarea asta exhaustive, le avem cum s-a făcut, cum s-a cheltuit, cum s-a decontat, cum s-a făcut masa la Vărnicu aici, ce meniu a fost, felul întâi și felul doi, de unde a fost băutura, cine a cântat, cu ce a mers, de la ce unitate militară a venit aia cu fanfara, că șeful lor, dirijorul lor, a mers la clasa întâi, că e la clasa a doua. O să fiți mulți care o să ziceți așa, da, habar, la următoare zi. Ori a fost tâmpit, ori de bunul, dar mi l-a scris acolo, ca să nu se uite. Ce să vă spun eu, Tudore, cum e Nicolae și Nicolae, tot, altă Marie cu tot, aceea pălării, care s-a reocupat și cu mult profesionalism și cu mult patos, a scris despre evrei din Oltenița. O să vedeți ce n-ați văzut. Evreii au ținut
famionul negustorilor din oraș, din toate meseriile. Și este bine că a făcut așa și uite că nu găsim pe nimeni, fiindcă mai suntem datori orașului cu etnia greacă. Dumneavoastră, dacă mergeți la cimitir, vedeți în partea dreaptă niște casobe de teracotă, monumente veritabile la oameni care au fost. Tot la cimitir, eu nu am o regulă, dar dorința e să nu uit, în partea de est se află cimitirul evreiesc. Mai e puțin din ce a fost acolo, însă toate, e mai ceva decât cimitirile noastre, toate însemnele alea, crucile alea care sunt acolo, sunt din marmură de Carrara, adusă din Italia, sunt în marmură verde, sunt în marmură violet, sunt în marmură deosebită asupra căruia a acționat patina timpului, pe care nu o realizează niciun meșter specialist de cât vreme cu intemperiile ei. M-am interesat, era cu niște ani în urmă, era ambasadorul Mazăre, dacă nu spuneam că e evreu, nu știam că este evreu. Și am făcut scrisori acolo, pentru că eram foarte curios să vedem ce scrie acolo, limba ebraică, yidiș, că ce scrie în românește e veritabilă filozofie. Ce să vă zic eu? Foarte, foarte multe lucruri. Îmi pare rău că am nu mai pus la tăpăr. Jean Jerez a avut un curaj, nu te supăra pe mine, inconștient. A făcut o embarcațiune cu care a vrut să ocolească lumea. Și în mare parte a reușit. El a proiectat-o, el a făcut-o și nu e ușor în perioada aia în care și o privire putea să însemne dubiu împotriva statului. N-a fost ușor. Nu știu dacă nu ai făcut ochi dulci lui Suzana Gâdea, tu erai tânăr, ea bătrână, că altfel nu-mi imaginez cum îți dă de aviz. E bine, a făcut chestia asta. Apare și aici. Nu mai apare nicăieri afară de aici. E o chestie care s-a dus. Nu-l flatez că nu-i femeie, cred că este unic în lume care a fost salariat până la 82 de ani. În continuare, nu face uz de bafton și nici de ochelari. Nu știu cum stă cu succesul la fel. Aveți cuvânt. Deci, cred că se cuvine să-l felicităm pe domnul Paulanu, care a reușit să scrie o carte de beletristică de 3000 de pagini. Eu o să dezbat și problema asta, în primul rând, pentru că un tratat de istorie este tratatul de istorie în patru volume, care are tot 3000 de pagini sau 4000? Da, așa este. 4000 de pagini. Deci tratatul de istorie a României, 4000 de pagini, are 4000 de pagini, cel după care am învățat și eu și domnul Teodor, profesor Teodor Stefan și profesor Sofia și domnul profesor Matrodinu, toată lumea a învățat după acest tratat. Eu m-am îngrădit aici, care, după cum vedeți, numai de profesor de istorie, nu doar ci. Da, tratat care a fost scris de colective de profesori, de institute de istorie. Iată că domnul Paulanu a reușit să scrie singur o carte de 4000 de pagini. Și dacă adunăm cărțile de istorie care s-au scris, paginile cărților de istorie care s-au scris până acum de Olteniu, despre Oltenița, nu știu dacă întrunesc 1000 de pagini. Cu bună voință poate depăși. Ce vreau să spun? Eu am mai scris despre cartea domnului Paulanu, câteva cuvinte. Domnul Paulanu nu m-a contrazis.
decât dintr-un singur punct de vedere. Mi-a spus că a scris în cartea dumneavoastră că eu n-am scris despre muzeu. Da, da, am scris. Sunt trei pliante despre muzeul Oltenița, unul e chiar în trei limbi, germană, engleză și română, despre muzeu. Și acum, dânsul și intitulația am scris acolo, că nu e o monografie istorică. Am scris în cartea mea, nu m-a contrazis. Și pentru asta, hai să luăm definiția ce înseamnă monografie și ce înseamnă memorie. Că am scris acolo, sunt cartea este, s-a putea mai bine intitula Memoriile domnului Paul Amu. Da. Ce înseamnă monografie? E un studiu amplu asupra unui subiect, adică Oltenița. Da. Tratat detaliat și multilateral din toate punctele de vedere. Deci trebuia să luăm Oltenița, în primul rând, cu era cu Constituția Solului, de când s-a format solul pe care Oltenița, nu? Cu, deci cadrul geografic, cu primele dovezi arheologice, nu? Primele dovezi istorice, mergem până la zi. Deci asta însemna monografia Oltenița. Așa o văd eu. Deci, patronul părerilor dânsului. Da, e părerea mea. Așa. Memorie. Deci, ce înseamnă memorie? Păstrarea în amintire. Domnul Paul Amu a spus aici, singur a spus, dacă eu n-aș fi scris aceste lucruri, se pierdeau. Deci sunt în memoria dânsului. Da? Toate aceste lucruri. Am scăpat în vedere că fondul lucrării deci, este recuperarea memoriei. Da. Deci, e o lucrare de beletristică. Amintirea scris și Creangă. Eu aș spune că l-a rivalizat pe domnul Creangă, pe Ion Creangă, l-a rivalizat domnul Paul Amu cu tatăl de povestitor. Îl rivalizează. Însă să se țină, mai din continuare, să țină de scris. Deci lucrare beletristică cu caracter evocator, ceea ce a și făcut aici, în fața noastră, acum două ore cât a vorbit, a evocat evenimente, nu? Conținând însemnare asupra evenimentelor trăite, petrecute în timp, la care au luat parte. Inclusiv evenimente istorice, de care dânsul spune. Deci acest titlu care l-a pus, nu, aceste observații ale mele, nu scoade cu nimic, am mai spus, valoarea cărții. Sigur, așa nu? Este. Pentru că evocă evenimente care s-au petrecut în Oltenița, personalități importante, are pagini în 30 de personalități, are chiar și fotografii și să spun și câteva cuvinte și despre poze. Sunt peste 1000 de fotografii. Așa. Reflectă evenimente importante din viața comunității. Din ce perioadă? Din secolul 20. Dânsul are amintiri, preamintirile tatălui dumnealui, preamintirile lui doctorului veterinar Cernea. Da. Așa. Și amintirile personale. Și de altă. Și de alte persoane adună amintiri. S-a lăsat în spațiu. La un moment dat repetă același lucru. De exemplu, am să-i dau exemplu cu amintirea despre un accident petrecut în 1925 în Oltenița. El dă scris, evenimentul descrie Cernea. Dânsul reproduce în plicul cuvintele lui, apoi dă tot textul lui Cernea. Același lucru. Deci, se lăpâie în spațiu. Are spațiu mult. Ca și acum cu poezia, nu? Ne-am mai ocupat puțin spațiu. Dar am un câștig, că nu v-ați plictisit. Și a fost probabil captivant. Când clasifică lucrările de istorie care s-au scris despre oraș, o trece și pe doamna Bentoiu în rândul istoricilor. Doamna Bentoiu iar scrie carte de amintiri. Timpul care ni s-a dat. E o carte beletristică, e o carte de literatură, prin excelență. Nu e o carte de istorie, așa cum e cartea domnului Paul Amu. O carte de beletristică, da? Primul rând, nu are aparat critic. Cum? Nu are aparat critic. Aoleu! N-am văzut în subsol nicio trimitere, măcar. Stați un pic. Am în cadrul unde scriu narativ, am acolo, am în subsol și am aparat critic cu 12 pagini la urmă. N-ați ajuns acolo. Nu, ăla este bibliografia. Să ne înțelegem. Aparatul critic, eu înțeleg notele la fiecare citat ce ați dat acolo, să fi spus de unde ați luat. Și asta ne interesează foarte mult, pentru că dumneavoastră ați
citat multe lucruri și chiar mă interesează o problemă acum. Nu știu de unde să le iau. Da. Nu știu de unde să le iau. Mă întrebați și eu vă satisfac cu curiozitatea. Bine, dar eu vreau să le găsesc în timp. Iertați-mă, am omis să vă spun că prima parte e un remember. Adică, eu am făcut ce n-a făcut nimeni. Las modestia la o parte. Am scris tot ce s-a scris despre Oltenița și le-am adunat acolo. Pentru că nu putem să trecem atâtea... E adevărat ce spune cu doamna Adi Bentoiu. Săraca îmi vine greu când vorbesc de ea, pentru că de 1 mai i-am dat telefon, am plinit 88 de ani, bărbatul ei n-a putut să vorbească și are Alzheimer. Sunt încurcate și păcat de ea. Are foarte multe digresiuni în text. La un moment dat se referă la personaje care nu au legătură cu Oltenița. Ia tot Comitetul Central, Cornel Burtică. Ce mă interesează mie de Cornel Burtică când vorbesc despre Oltenița? Nu, lăsați-mă să vorbesc mai departe, că suntem cu mâine. Sunt greu de omorit că folosesc niște digresiuni mari. Asta e adevărat. Da, da. Și repet încă o dată, ați avut spațiu mult. Ați avut spațiu tipografic pe care... Deutschland, Überall, ce ați zis teoria spațiului vital, Hitler? Așa, din text nu lipsesc, atenție, poate mai puteți corecta, nu lipsesc greșelile de ortografie, nu lipsesc astea, diacritice, adică lipsesc diacritice. Am înțeles. Așa, dacă ați putea, se mănâncă, sunt cititele mâncate. Dacă ați putea să revedeți textul, să-l corectați. Da, da. Dacă se poate, că am văzut în PDF și nu știu dacă puteți să intrați noastră pe PDF, cineva trebuie să vă facă conversia în orice se faceți corectura. Mai aveți un lucru, cartea este foarte politizată, la fiecare pagină aproape se vorbește de comuniștii cei răi. Așa, pe care îi înjură, bineînțeles. Iar... Păi de ce vă vine să le desfăcuți? Iar facem cum făceau comuniștii. Eu știu că la lecții, când eram profesor, m-au obligat la sfârșitul lecției să fac politizarea lecției, să vorbesc rău despre burghezie. Așa face. Deci îi imităm pe comuniști. Nu știu dacă e bine. Nu știu dacă e bine să facem o politizare excesivă. Sigur că are loc cu ei și critica asta, dar nu la fiecare pagină la ei sunt prezenți comuniștii care trebuie toate oale să sparg în capul lor. Academicianul, cunoașteți Răzvan Teodorescu, a fost mutat la munca de jos aici pentru că n-a vorbit bine de marxism, era o valoare și trăiește. Deci am mai spus, este iar o problemă. Tutucaia. Ce avem cu Tutucaia în 1940? Tutucaia bulgarilor, nu avem nicio problemă cu Tutucaia, nu știu de ce am fost cu Tutucaia ca dacă în 1940. Dacă îmi permiteți un minut. Dumneavoastră, istoricii, faceți o greșeală capitală. Că așa ați pomenit. De ce? Folosiți un termen extraordinar. Ce înseamnă cedarea cabinantelui? Cedarea e când eu îți dau dumitale. Dacă de la stă cu șutul în fund, marși până la ziua să pleci, nu mai e cedare. Aici, avem unul aici în spate care știe cum s-a cedat cabinantelul. De asta am vrut să readuc în memorie ca să știe cum a decurs. Mie mi-a spus doctorul și el, Dumnezeu să-l ierte. Până seara a stat acolo și a doua zi, puțin a lipsit să... Tragedia asta și eu am vrut de plecat în Bulgaria și invers în România. Deci a fost tot, nu a depins de voința poporului român. Iar cu privire la cadrunatele, e o problemă, partea asta de sub de Dobruge, e o problemă că și Iorga nega că în 1913 nu trebuia să luăm noi cadrunatele. Spunea că nu trebuia să luăm cadrunatele. Pe de altă parte, mă rog, prizonierii care au fost făcuți la Tutucaia, 30.000 de oameni, când mergeau în coloană prin Bulgaria, pentru că ne-au dus la locul de la unde au deținut bulgarii, toată lumea le striga prin nații. Bulgarii le strigau prin nații. Ce înseamnă? 13. A scris, 1913. 1913. Deci cadrunatelul a fost dat în 1913. Da. Așa. Deci problema asta, eu aș fi ocolit-o când era vorba despre Oltenița, o problemă care a dezbătut-o domnul profesor Tudor la Călăraș. Pe de altă parte, această carte, eu consider că este o carte de referință. Adună foarte multe documente, am mai spus, din secolul 20, multe știri care se pierd, a spus și domnul Paul Amun. Și chiar eu vă folosesc acum, cât de curând, date din carte și îl voi cita pe domnul Paul Amun pentru că îmi dă niște date.
Îmi dă 1916-1918. Dânsul spune acolo, îmi dă și cifra. Iertați-mă, puteam eu să trec peste anul 1940? Ne-a luat Basarabia, ne-a luat Bucovina, ne-a luat Ținutul Herța, care nici n-a fost prevăzut în pactul de la 23 august 1939 între Ribbentrop și între Molotov. Așa. Ni le-a luat. Ne-a luat Ardealul, ne-a luat Abilaterul. Nu puteam să, cum să spun. Și apropo de ce a spus dumneavoastră, sunt lucruri care exced granița țării. Nu trebuie să știe lumea că domnul Roosevelt este singurul care a prezentat o excepție, care a fost 4 mandate la rând, câte 4 ani, așa. Și Winston Churchill, care în primul război mondial, când era ministru de război, cele mai josnice epitete despre Stalin și despre comuniști, și pormă s-a dus la Moscova, când s-a dus? La Ialta. 4 octombrie. Și la după Ialta. Și la Ialta s-au dus, la Ialta s-au dus niște nenorociți, erau niște paralitici. Și ăștia ne-a stabilit soarta noastră. Da, poftiți. Am spus că are valoare documentară excepțională. Da. Pentru că prezintă date care... Vă mulțumesc! Înseamnă că e bine. Păi da, cine a spus că e rău. Așa, care prezintă date. Faptul că s-au... Observați că noi nu suntem de aceeași părere contrară. Faptul că s-au tipărit numai 35 de exemplare, eu vin cu o propunere. Da. Să fie accesibilă cartea la toată lumea. Și acum, fiind într-o epocă când IT-ul nu este pe toată lumea pe internet, zic așa, domnul Paul Amin și editura să-și dea acordul, să dea și CD-ul, după care s-a tipărit cartea, ca să fie domnul... să fie pe Radio Otența sau pe televiziune Otența sau eu știu pe ce site, pe site-ul primăriei chiar, da. Pe site-ul primăriei să fie instalat un CD cu această carte. Să fie accesibilă tuturor, pentru că... Nu fac rând, asta, dacă fac asta la anul alege primar și nu vreau. Deci, în primul rând, cartea este foarte scumpă și de 3 milioane jumătate prețul de cost, nu știu cât o să ajungă la vânzare și asta înseamnă că nu toată lumea dispune de banii ăștia, nu? Pentru că un salariu minim pe economie e 8 milioane, să dai jumătate din salariu să-ți cumperi cartea, nu prea merge. Dar dacă o introducem pe internet, dacă o băgăm pe internet cu acordul autorului și cu acordul editurii, e un lucru foarte bun. Deci cartea trebuie să fie citită și în felul acesta va fi accesibilă tuturor. Mulțumesc pentru atenție. Acum vreau întâi să vă cer scuze anticipat. Am chiar zilele acestea o întâlnire cu o doamnă stomatolog, eu stau cu minte, dânsa mă lovește decisiv, mai rămân așa fără dantură, dar am ținut neapărat să vin pentru a spune câteva vorbe despre cartea domnului Amun. Mitică, te rog să mă filmezi mai jos. Mă gândeam când îl auzam pe domnul Amun vorbind că s-a confruntat cu un paradox atunci când a întocmit monumentala lucrare, dar cred că sunt două paradoxuri. Cel la care mă gândeam eu era cel cunoscut. A trebuit să scrie despre regimul comunist pe care nu l-a iubit, dar în care totuși, în mod obiectiv, a avut vârsta de aur. Nu se poate trece peste acest amănunt. Al doilea paradox îl remarcăm pe parcurs. După ce comunismul a căzut, Neapaul scrie poezii ca cea pe care am auzit-o. Dar este învățat să treacă peste asemenea obstacole și să meargă înainte. Revenind la lucrare, pe care, sincer vă spun, o cunosc din discuțiile pe care le-am avut cu Neapaul, n-am avut ocazia să o parcurg, trebuie să spun că este o scriere la nivelul cel mai detaliat al socialului, este o carte la firul ierbii. Din acest punct de vedere, o pot asemăna și eu cu cartea doamnei Bentoriu, Timpul care mi s-a dat, cu observația că aceea este o carte în care se văd foarte bine locurile,
în vreme ce la domnul Lamu se văd foarte bine și oamenii. Păstrând niște proporții, aș mai apropia cartea de una foarte cunoscută a unui istoric francez, Emmanuel Leroy Ladurie, care a scris o lucrare foarte apreciată, Montaillou, sat occitan de la 1294 la 1324, nu pentru alt motiv decât acela că a găsit niște documente extraordinare care acopereau trei decenii din trecutul acestei localități. Pe undeva ambele lucrări, repet, păstrând niște proporții, se apropie senzațional, ar zice, de autenticitatea detaliului a faptului cotidian. Până la urmă, marele farmec al cărții este acesta. Ni se prezintă o tenisă de sub asfalt. Oamenii care au fost aici acum câteva decenii și pe care îi cunoaștem. Ei sunt recunoscutibili în aceste pagini, sunt convins de asta, așa cum și noi devenim recunoscutibili prin ei. E clar că un adevăr s-a spus aici în mod inevitabil. Domnul Amu adună și a spune că salvează o cantitate impresionantă de memorie colectivă, care altfel categoric ar fi murit odată cu purtătorii ei. La ce ne folosește? La modul în care putem să înțelegem pe cei care au fost și să ne înțelegem pe noi înșine. Cred că până la urmă mesajul așa freatic al cărții pe care îl putem recepta și va trebui să-l receptăm este acela de a ști de unde am plecat. Să nu uităm niciodată de unde am plecat, să nu uităm să rămânem noi înșine. Vă spune mai departe că lucrarea, amânată așa cum a fost ea din cauze financiare, din tot felul de cauze obiective sau subiective, apare într-un moment reprezentativ în care ne găsim actualmente, nu numai noi, societatea în general. Ne găsim într-un moment în care pierdem, și a spune că pierdem în ritmuri exponențiale, niște repere, niște conotații temporale. Astăzi, și mă refer numai la noi românii, dar vă spun, este un proces care se globalizează. Astăzi, puțin mai știu ce s-a întâmplat în ianuarie 1475 sau în mai 1600, sau chiar pe 1 decembrie 1918, așa cum de mult în altă televiziune. Despre vara lui 106 ce să mai vorbim? Ne aflăm într-un proces în care realmente despărțim timpul și devenim prezenteiști. Ne interesează clipa. Din acest punct de vedere, cartea ne ajută eventual să refacem aceste pârghii temporale și cumva lansează și un semnal de alarmă. Dacă o ținem tot așa, s-ar putea să nu mai știm cine suntem. Așa cum este scrisă această monografie, fără un aparat critic riguros, cum spune domnul Șerbănescu, ea trebuie citită pentru că e a noastră. Nici nu-mi propun să o citesc ca pe o lucrare științifică, ci ca pe o purtătoare extraordinară de memorie salvată. De memorie salvată care pe undeva ne dimensionează și pe noi și ne permite să știm unde ne aflăm, unde am fost, ce am putea face în continuare. Normal că o întrebare care se pune întotdeauna de către cititorii din Oltenia sau de către alți cititori rămâne ce ne poate livra până la urmă, ce ne poate spune o asemenea monografie. Ne poate arăta un demers extraordinar,
al unui neprofesionist care s-a angajat într-o asemenea acțiune și din acest punct de vedere, cartea este un mesaj optimist. Un om care a lucrat realmente dezinteresat, gratis, ca să o spun așa, pentru a redimensiona o localitate, pentru a dialoga cu o comunitate, a dialoga cu cei dispăruți, dar și cu cei contemporani, cu autorul, nu poate fi altceva decât un optimist. Și mi se pare un mesaj suficient pentru a prețui o asemenea lucrare. În același timp, nu trebuie uitat faptul că asemenea cărți se scriu din ce în ce mai rar. Sau poate chiar deloc. Ele devin prețioase și prin această condiție. Probabil că din acest punct de vedere am putea încorpora cartea și într-o istorie a mentalităților. Dacă nu acum, pentru cei care vor citi cartea peste un 50-100 de ani, ea se va încorpora într-o istorie mentalitară. De ce spun asta? Suntem în Oltenița, o localitate unde evenimentele mari sunt rare. Și atunci capătă importanță, capătă un anumit statut, evenimentele mărunte. Evenimente care au o dimensiune aparte pentru noi, cei care le trăim, și care, evident, ne spun mult mai multe decât altora. Găsim aici, dacă vreți, un răspuns la un adevăr. Mulți dintre noi suntem fii ai localității și am hotărât, la modul existențial, să rămânem aici, în localitatea natală. De ce se întâmplă așa ceva? Pentru că, așa cum ne transmite cartea, avem anumite fibre ale relațiilor sociale. Dacă vreți, ne aflăm într-o convivialitate seducătoare. O convivialitate pe care nu o găsești în orașele mari, o găsești într-un oraș de provincie, o localitate mică de provincie. De aceea, cred că o asemenea carte nici nu poate să apară despre București sau despre Cluj, să zicem. Ea poate să apară numai despre localități modeste, acolo unde oamenii se cunosc tot timpul unii cu alții și unde pot să construiască această seducătoare convivialitate. În același timp, cartea este importantă pentru că ajută la cunoașterea nu numai a unei epoci, dar și a unor oameni. Ne ajută să vedem ce schimbări extraordinare se petrec în spatele acestui paravan de întâmplări mărunte. Nu întotdeauna aceste schimbări sunt și benefice și lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Nu știu dacă în cartea domnului Amu apare ceea ce voi spune în continuare, s-ar putea să apară. Acum câțiva ani organizam un spectacol cu elevii mei când încă sala de la Navoi era funcțională. Un spectacol închinat la 150 de ani de la întemeierea orașului Oltenița. Am făcut materialul de prezentare. Între altele spuneam acolo de ce ne putem aminti atunci când ne gândim la trecutul localității, la plimbările care aproape că adunau, pur și simplu aspirau toată Oltenița sâmbătă seara și duminică seara pe strada mare, la diverse denumiri care făceau pitorescul acestei localități, gen Trei Chibrite, să zicem, la plaja foarte mare a Argeșului, când fata care prezenta a zis plaja foarte mare a Argeșului, toată sala a început să râdă. A crezut că este o glumă. A doua zi a trebuit să mă duc la școală, la clase,
și să le spun copiilor că n-a fost nicio glumă, era un adevăr. Un adevăr care, din păcate, astăzi este greu de imaginat și de crezut și care este înlocuit de o tristă priveliște a aceluiași râu Argeș. E, această întâmplare, această schimbare și multe altele se petrec. Ele sunt schimbări radicale și cât se poate de negative în spatele a mii de întâmplări mărunte. Și cred că trebuie să citim cartea și printr-o asemenea grilă. Spuneam despre domnul Amu că nu este istoric. Dincolo de profesiunea pe care a avut-o, este un autodidact de cursă lungă și, precum îl vedeți, neastâmpărat. Așa că eu etichetez cartea ca fiind calificată pentru că autorul ei este un mare consumator de cultură și, precum vedem, și un producător de cultură. Dacă ar fi să o calific totuși, cu rezerva că, repet, n-am citit-o, aș considera un segment, nu cuprinde, așa cum sunt domnul, decât un segment din trecutul localității, dar la nivelul vieții elementare, ceea ce este un mare merit, un mare câștig. Este Olteița, un oraș de provincie, sub lupa unei observații minuțioase. O observație care, prin însăși strădania pe care o presupune, conferă valoare, conferă perenitate acestei cărți. Cum o voi citi? Pentru că e clar, e scumpă, ieftină, mi-o voi procura. Nea Paule, dă-i drumul la tipografie, că eu nu citesc pe internet, să știi. Da. Mie îmi trebuie cartea să o am eu în mână și să fac adunătări pe margine. La chestie foarte simplă. Am trăit toți cu iluzii la Bretania, testată documentar la 13 aprilie 1515 și orașul Oldenița la 23 aprilie 1853. Între unul și altul e diferență de 358 de ani. Olteanu-Niță, separat de faptul că etimologic nu se scrie numele și prenumele, deci el nu e Olteanu, nu zici Iliescu Ion, zici Ion Iliescu, n-avea cum să iasă de Niță, Olteanu, Olteanu-Niță. Separat de faptul că Olteanu-Niță a trăit de la 1858 și a murit în 1938 la 80 de ani. Deci asta... O mică remarcă. Într-adevăr, documentul românesc spune că este atestat la 13 aprilie 1505 prin Hrisovul în Neagul Basara. Din surse externe e mult mai veche Olteanița. E din 1445 când un cavaler burgund, Valeran de Vovra, a cucerit castelul Turtucaia și s-a adăpostit pe partea cealaltă a fluviului la Olteanița. Iată, Olteanița amintită în 1445. E normal să fie așa, că Nagoie Basaradu nu da domnul Hrisovul când trebuia să existe. Dar nu-i de denumire, deci mai e o voi citi eu. Bine, aș mulțumesc și ție. Da, Dumnezeu să ne... Am avantajul că mi-amintesc destul de bine localitatea de acum 60-65 de ani. Așa că o să fac un mic efort de imaginație, o să am priveliștea aceea în minte și am să mă delectez, așa cum spuneam, cu o memorie salvată care poate întotdeauna să spună ceva și celui care o reia, o revede și care prin asta comunică cu cei ce însuflețeau această localitate, dându-i amprenta inconfundabilă acum câteva decenii. Tot vreau să răspund la o provocare, aceea cu Turtucaia. Pe undeva, Oltenița și Turtucaia sunt localități complementare. Vrem, nu vrem, ele sunt complementare. Dacă vreți, vă dau un singur exemplu. În 26 aprilie 77 a început un bombardament
Română-Turc, românii de la Oltenița, turcii de la Turtucaia. Este primul conflict de amploare între români și turci care precede războiul de independență, la Oltenița-Turtucaia, la Calafat, Vidin. Fie și din punctul de vedere al amabilităților violente, dar nu a fost numai asta, Oltenița și Turtucaia sunt complementare. Apoi, în momentul în care am luat cadrilaterul, în august 1913, provincia avea 369.000 de locuitori. Din acești 369.000 de locuitori, numai 6.800 și vreo 26 erau români. Deci erau bulgari, turci, mă rog, eram o ilustră minoritate. Din cei 6.826 de români ai cadrilaterului, 5.000 erau la Turtucaia. Adică undeva spre 75-76%. Și din acest punct de vedere, cred că îi putem permite lui Nea Paul să se ocupe puțin tăl și de localitatea complementară, care se vede venind dinspre București, mai întâi ea și apoi Oltenița. Așa că are toate argumentele de rigoare. Nu vreau să continui, e deja târziu. Spun doar atât, carta este omologată de preocupările constante ale domnului Amu în ale istoriei și ale culturii în general. Eu îl felicit și îi mulțumesc că îmi dă un privilegiu. Privilegiu ca atunci când o să doresc să mă simt bine, să deschid această carte și să mă afund într-o memorie care invariabil îmi va spune. Este de fapt rezultatul unei munci mult mai impunătoare decât ceea ce s-a spus aici. Nu de 15-18 ani cât au declarat câteva persoane. Eu știu de peste 40 de ani că dânsul avea asemenea preocupări în domeniul istoriei. Strângând documente de la întreprinderi din oraș, de la personalități importante care au jucat un rol în viața socială, economică sau politică a orașului. Această memorie vie pe care dânsul o purta puține și ne delecta în anumite împrejurări, aflând lucruri cunoscute, a fost imortalizată de asta dată în această lucrare. Dânsul are un merit deosebit pentru faptul că nu este un istoric de carieră, nu este un istoric titrat. După mine este un istoric de suflet, un istoric de conștiință, cu o conștiință neliniștită, așa cum ne-a arătat-o și versurile pe care le-a citit. Îl interesează nu numai ce a fost, dar și vremurile în care trăie. Pentru toată această lucrare merită, încă o dată, felicitări din toată inima. Mulțumesc! Să vă spun un vă doresc multă sănătate! Mulțumesc! Gata!